După ce a constatat că și Liviu Dragnea l-a menținut în coada plutonului pentru alegerile parlamentare, deputatul vâlcean Romeo Rădulescu s-a decis, pleacă din PSD pentru a candida independent. Într-un comunicat de presă, el a vorbit despre lucrurile mai puțin curate pe care le-a descoperit. Am venit într-un partid cu inima deschisă, eu sunt un tip credincios și cred că unirea face puterea și cred că împreună cu alți oameni putem să facem bine acestui județ și implicit bine acestei țări. Din păcate am constatat că acolo nu primează interesul omului, cetățeanului, ci doar interesul de grup. Faptul că eu am avut încredere în ei și datorită voturilor pe care eu le-am luat la municipiu, PSD-ul a reușit să pună președintele Consiliului Județean, nu contează. Însă important este că nici măcar nu interesează oamenii lor, deci membrii de partid, doar interesul lor de grup să fie familia acolo. Și vă dau și un exemplu foarte clar. În PSD era un director în cadrul primăriei care a fost dat afară, i s-a desfințat postul prin hotărâre de Consiliu Local, la care toți consilierii PSD au votat pentru. Așa a fost ordinul de la partid. Pentru mine a fost un semnal foarte mare de alarmă că nu-i interesează oamenii, nu-i interesează nici măcar membrii de partid care sunt de mult și care au muncit, ne mai punem la socoteală oamenii simpli care se duc o problemă. Ori eu consider că nu pot să stai lângă acești oameni care au alte interese decât interesul cetățean. Eu, unul, cât am fost parlamentar, cât am fost primar, cât am fost viceprimar și consilier local, nu i-am mințit niciodată și le-am spus verde în față adevărul. Pe unii i-a deranjat adevărul și am tras eu consecințele, însă întotdeauna vreau să stau cu fruntea sus și nu mă asociez cu oameni care sunt cu probleme de moralitate. La rândul lui, fostul său șef de organizație, Constantin Rădulescu, spune că nu dorește să vorbească de rău un fost coleg și îi dorește succes lui Romeo Rădulescu. PSD la Vâlcea nu face jocuri murdare. PSD la Vâlcea a făcut jocuri astfel încât Romeo Rădulescu să obțină un rezultat bun în cursa pentru primărie. PSD la Vâlcea a fost o structură care l-a primit pe Romeo Rădulescu tot printr-o decizie a conducerii naționale în urmă cu câteva luni. Eu nu pot să vorbesc urât despre un coleg cu care am lucrat într-o campanie electorală și nici nu pot să fac aprecieri de genul lucruri murdare și așa mai departe. Îi doresc lui Romeo Rădulescu multă sănătate, lui și familiei lui, apropiaților și prietenilor, iar în rest, despre oameni cu care am lucrat și cu care la un moment dat am construit ceva, nu voi vorbi niciodată urât și nu voi face aprecieri. Este decizia dumnealui și îl privește. Dacă alege să înjure partidul care l-a sprijinit în campanie și la care l-a sprijinit să câștige votul ca primar, este la fel decizia dumnealui. Directorul la care face referire deputatul Romeo Rădulescu este fostul director de la ADP, Traian Comșa, care a rămas fără funcție ca urmare a comasării societății cu piețe Prest.